Dacă primele ore ale zilei au început la fel ca luni, cu aceeași ploaie mocănească, într-un timp foarte scurt s-a trecut de la toamnă la iarnă. Lapovița s-a transformat în zăpadă și în câteva zeci de minute totul era acoperit de albul omătului. Au fost probleme pe mai multe drumuri județene care traversează orașul nostru. De exemplu, pe DN1, între Brașov și Predeal au avut loc mai multe tamponări, iar la ieșirea din oraș, polițiștii le-au recomandat șoferilor să reducă viteza. Probleme au fost și din cauza faptului că prea puțini șoferi au avut autoturismele echipate cu anvelope de iarnă. M-a depășit cineva și am pus frână să evit și am alunecat. Că n-am știut că ninge și n-am nici cauciucuri. Probabil nimeni nu și-a echipat autovehicule cu anvelope de iarnă, motiv pentru care recomandăm conducătorul auto care se... ca înainte să plece la drum să se informeze vis-a-vis de starea drumurilor și să-și echipeze autovehicule cu cauciucuri de iarnă. Nici în oraș lucrurile nu au stat mai bine, traficul fiind cu mult îngreunat din cauza zăpezii. Valul de ninsoare a luat evident prin surprindere pe mai toată lumea. Cel mai afectat în acest moment este traficul în Brașov. Se circulă foarte greu, toată lumea are anvelope de vară, bineînțeles, și s-au creat inevitabil și ambuteiaje. Nu ne așteptam și ne pare rău că a venit, dar trebuia să vină și asta. Deci vă pregătiți acum, eu știu, anvelope. Păi m-am dus să schimb cauciucurile acum. Acum da. M-am dus să le schimb, că zici că vine iarna, dar uite că a venit înainte. Vă așteptați la zăpadă? Nu mai. Pot să plece, să nu mai vie deloc. M-a luat prin surprindere un pic. Da, să știi că m-a luat prin surprindere. Nu mă așteptam niciodată, n-a nins atât de repede înainte, chiar de 1 octombrie. Lumea acum se pregătea pentru ziua recolte, pentru una alta și ne-a trezit așa, când am văzut că ninge, nu-mi venea să cred. De asemenea, mai mulți copaci au căzut peste mașinile parcate în oraș, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Potrivit meteorologilor, temperaturile pentru această perioadă sunt cu 10 grade mai mici decât valorile normale și se pare că vremea rece se va menține și în următoarele zile.